subiectul pe care, despre care vreau să vă spun câteva cuvinte legat de compania noastră este cel al educației. Cred că este unul dintre lucrurile pe care le-am făcut bine în România, pe care le-am făcut și pe care vrem să le extindem în viitor și despre care vreau să vă spun câteva cuvinte. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut publice foarte mult, dar care credem că sunt importante de știut. În 1999 erau aproximativ 12 milioane de persoane active în România care produceau, care lucrau în industrie și în diverse alte sectoare economice. Astăzi vorbim despre probabil 8 milioane. Mai mult de o treime din acești oameni lucrează astăzi în străinătate. Este vorba de o pierdere, de o hemoragie a forței de muncă pe care cu toții o resimțim, nu doar industriale, ci în toate sectoarele de activitate. În același timp, vorbim despre o rată a șomajului astăzi, de 3% aproximativ în România, extrem de mică, ceea ce dovedește un grad de ocupare al forței de muncă foarte mare, pe, având la bază, evident, și o parte de dezvoltare economică, dar și, cum spuneam încă înainte, plecarea forței de muncă din România. Ce facem? Suntem într-un sector în care forța de muncă se găsește din ce în ce mai greu, extrem de sensibil, extrem de valoros, pe de altă parte, pentru economia românească și în care credem că industria are un cuvânt de spus sau trebuie să aibă un cuvânt de spus. Ce am făcut noi? Avem nevoie de specialiști. Avem nevoie de colaborare cu universitățile. Avem nevoie de colaborare cu învățământul mediu. Am sprijinit în anii în care au trecut Universitatea de la Brașov, Universitatea de la Suceava, Universitatea de la Cluj. Am acordat burse pentru studenții valoroși. Am participat la nenumărate programe științifice alături de profesori din universități. Pentru că noi credem că în România sunt foarte mulți copii talentați, copii care trebuie să construiască în viitor această țară. Noi nu o să putem să mergem înainte și nu o să putem fi mândri de țara noastră decât continuând tradițiile pe care le-am avut, continuând ajutând să pregătească specialiștii. Este foarte important să învățăm din cultura țărilor europene. Este foarte important să citim documentația lor. Sunt foarte multe lucruri, dar cred că școala românească are foarte multe de oferit, iar specialiștii din învățământ și profesorii noștri sunt oameni pe care îi admirăm și cu care ne mândrim. Mai mult decât atât, am făcut un experiment, ca să zic așa, învățământ dual la Moinești. Am sponsorizat o clasă de copii, o școală profesională, 14 mecanici, 14 electricieni, pe care cărora le-am acordat burse de studii, i-am învățat, le-am asigurat practica în fabricile noastre, le-am asigurat vizite în cadrul companiei și rezultatul, vreau să spun că este excepțional pentru noi. Avem 50% de acești copii care lucrează astăzi, în anul acesta, la noi. Este un lucru la care, sincer, nu m-am așteptat. Copiii nu au fost condiționați. Le-am oferit tot ceea ce știm noi, i-am învățat și ne bucurăm că astăzi lucrează în fabricile noastre. Revenind la proiectele pe care le-am făcut cu universități, să zicem că am făcut donații substanțiale în echipamente moderne, în materiale care pot fi folosite în studii științifice. Am cheltuit sume importante de bani și credem că am făcut probabil, sau au fost probabil cei mai bine cheltuiți bani în învățământ și în pregătirea studenților. Suntem de asemenea deschiși de acum încolo pentru orice fel de vizite ale celor care vor să învețe ceva și dacă industria noastră poate să le furnizeze informații și învățăturile cu înainte, noi suntem disponibili. Toate aceste lucruri sunt, să știți, doar o parte din toate proiectele de sociale pe care le-am sponsorizat. Sunt foarte multe alte lucruri pe care le-am făcut, dar credem că investiția în învățământ este extrem de importantă. Este parte din viitorul pe care vrem, cum spuneam, să-l construim. Thank you very much, Mr. Banacu. And I said that I will come to the question, but before the question, I would kindly ask, just give you a few details about the orphans in Romania. And my question is related
to the labor force that you can take from there and educate. So in Romania, there are around 60,000 orphan children, of which 3,500 are going every year out of the system. One out of 40 is hired with a working permit, and the rest of them, they end up in the streets. Romania, it's number one at European level at the human traffic victims. What we do with our organization is that we create a platform where these teenagers that are leaving the system will go towards the private sector. And my question to you is, have you ever thought of moving your target or have them as a target for the labor force? Mai mult decât atât, vreau să spun că am nu doar că încurajăm sau că ne dorim să ne implicăm în ajutorarea familiilor sau copiilor care provin din familii cu dificultăți. Suntem unul dintre sponsorii principali al unui centru social de la Semiop, de lângă Oradea, în care am investit mai mult de 200.000 de euro, cred că în ultimii ani. Continuăm să-i finanțăm și să-i ajutăm cu material de încălzire. Vorbesc despre 34 de copii acolo, care au crescut unii de la 7 luni și au ajuns acum la 14 ani, alții care au venit de la 8 ani și au ajuns acum la 20 de ani. Și parte dintre ei sunt integrați perfect în societate. Nu avem niciun fel de problemă și, din potrivă, vă spuneam, în politica companiei este întotdeauna ajutorată și primim întotdeauna drag pe toți cei care vor să lucreze întotdeauna. Thank you. And because you mentioned the dual school in Moinești, I would have another question. Do you have any further plan to extend that program? Because, as well, we look for partners and we look for our children to go, because we have also programs in all over the country. Vă mulțumesc, este o întrebare pe care e foarte bine că mi-ați spus-o. Avem un proiect pe care l-am inițiat acum la Suceava, o școală duală care va funcționa la Siret. Probabil un proiect pe care îl facem colaborare cu Consiliul Județean Suceava și cu primăria orașului Siret, în care vrem de asemenea să creăm o clasă duală, de învățământ dual. Proiect care însă nu se oprește aici, o să avem aceleași o inițiativă similară în județul Covasna, în fabrica noastră de la Reci, unde vom asista de asemenea cu burse și dotări materiale în liceu din Covasna. Și de asemenea avem un proiect pe care vrem să-l reedităm, același proiect pe care vrem să-l reedităm la Moinești. Lucrurile sunt în continuare în derulare și la Sibiu, la Sebeș, unde vrem să participăm alături de alte companii la crearea unor plase de același fel. Vrem să ne extindem și să extindem buna experiență pe care am câștigat-o în anii aceștia în toate orașele în care avem activitate. Thank you very much. And now I would kindly ask if there are questions for Mr. Banacu, because I was a little bit forced to change the rhythm of my panel because of the time management. And I will take the questions from the public now, Mr. Banacu. If not, I would definitely go further to and talk about the forced labor in depth, Mr. Iugani. Thank you very much, Mr. Banacu.